Poliția iar staționează ilegal pe prima bandă, fără să aibă girofarul pornit. Și acționează ilegal. Nu poartă șepcele obligatorii, iată, au obturat accesul pentru cei care stau în parcare lângă stația de metrou de aici. Deci mai multe încălcări comise chiar de către poliție și vor în felul ăsta să dea exemplu altor șoferi, să îi impună să respecte legile. E clar că n-au cum. Echipajul de poliție cu numărul 52628, cu numere de MIAI, ca să înțelegeți că puțin le pasă lor de lege, de obligații. Mai degrabă își fac ei norma lângă podul Șurel. L-a oprit pe unul cu numere de Vaslui. Pericol public. Autospecială de poliție. Treținută din bani publici. Măcar știu sigur că nu o să accepte mită și o să aplice legea, că s-au văzut filmați. Dar altfel, încălcările de lege rămân pe conștiința lor. Ar trebui să fie și sancționate dacă ar exista poliție corectă și disciplinar și conform legii. Pentru abatere contravențională. Dar deocamdată vedem că miniștrii care s-au perindat la MIAI nu prea vor schimbare de comportament deținută a poliției și o să avem în continuare aceeași situație, probabil și la următoarea guvernare, dacă nu o schimbăm radical. Că aici degeaba avem prevederi legale clare, dacă ele sunt încălcate cu bună știință de cei care sunt obligați să știe legea, pentru că sunt absolvenți de drept și pentru că menirea lor e să impună respectarea legii altora. Cum vă imaginați că o să aplice legea polițiștii locali care le s-au dat niște drepturi acum suplimentare, care cei mai mult n-au nici studii superioare, nu încă facultate de drept terminată. Deci vor fi noi și noi abuzuri comise de oamenii cu epoleți. Avertizare. Și-au notat avertizare. Îl lasă nepedepsit, sau na, pedeapsa cu avertizare, din câte am auzit eu, ca pentru prima abatere. Cine să-i pedepsească pe ei?
Și interesant pentru ce l-au oprit, că nu par să acționeze cu radar. S-au gândit ea mai bine să plecăm decât să apărăm prea mult la televizor. Să vezi că nu-și pun centura, că e interzis. Da, am impresia că ați încălcat regulile de circulație, ați staționat în loc interzis, n-ați pornit girofarul, mai multe ilegalități pe care n-ar trebui să le cometă niște oameni ai legii. Pe care n-ar trebui să le cometă niciun șofer, cu atât mai mult omul legii, în uniformă. Dar creați situații de accident, ăsta care a ieșit din spatele dumneavoastră avea obturat. Creați situații de accident, obturați orizontul pentru șoferi. E interzis de lege. Ia uitați, șoferi implicați în trafic, ăștia care staționează. N-are rost să vorbim. Nu vreau nicio discuție. Nu, nu, mi-e clar că nu cunoașteți legea sau încălcați cu bună știință. Da, vrea să iasă omul. E ok să o lasă acolo. Pune să-și ceară scuze. Să vedem dacă pleacă cu centură sau fără. Au vrut o discuție. Ce se discută? Dacă aveți tot timpul explicații pentru ilegalități. Toți șoferii au câte explicații de ce au parcat în intersecție, de ce au depășit viteza și tot așa. Dar explicațiile astea sunt puierile. Nu te absolvezi de răspunderea în fața legii. Își pun sau nu își pun centura? Pleacă sau mai rămân? Eu sunt convins că o să plece și nu o să-și pună centura. Niciun, nici șoferul, nici pasagerul. Că așa s-a obișnuit. Probabil au și centurile prin spatele scaunului. Stau cu motorul pornit fără nicio necesitate, că-s cu geamul deschis, deci nu le trebuie aer condiționat. Poluează iresponsabil. Și inhalează chiar ei primii noxele de la mașina proprie și rudele lor, colegii lor inhalează. Capitala e poluată din cauza și inclusiv din cauza asta. Nu pleacă. S-a schimbat scenariul. Haideți, spuneți dacă tot ne filmați, dacă aveți vreo întrebare să ne adresați sau ceva.
În ultima perioadă, în ultimele luni, am fost sesizați de foarte mulți cetățeni cu privire la faptul că la trecerea respectivă nu se acordă prioritate de trecere, da? Și prezența noastră în zonă a adus un beneficiu, ideea că nu s-au mai produs fapte contravenționale acolo. Probabil aveți un scop în viață, dar staționați periculos și ilegal. Dumneavoastră, unde am putea noi pe această latură a străzii să staționăm în așa fel încât, cum spuneți dumneavoastră, să nu încurcăm cetățenii care participă la trafic? Avem aici 4 benzi de circulație, care vedeți că mașina poliției este trasă cât mai aproape de latura din dreapta a străzii. Unde am putea să punem noi acest autovehicul încât, nu știu, să nu obturăm, cum spuneți dumneavoastră, vizibilitatea participanților la trafic și așa mai departe? Spuneți-mi, vă rog, dacă cetățeanul ne sesizează cu privire la o faptă, că nu se acordă prioritate cu viteza aici în zonă, prezența noastră, eu spun că aduce un beneficiu, nu cum spuneți dumneavoastră că nu aduce un beneficiu. Da, admiteți că din fața mașinii dumneavoastră poate să iasă cineva din parcare și să fie lovit pe banda a doua pentru că nu l-a văzut, pentru că l-ați obturat. Care i-am făcut semn când se iasă, noi când, dar e o idee, na, e un cetățean care parchează aici. A vrut să iasă cu spatele. Ce i-a obturat? Că nu vin mașini din direcția opusă, vin mașini din spate. Cei care ies de acolo, dar ăsta care iese de aici, iese de după mașina dumneavoastră. Eu personal îi fac semn să rămână pe loc până când are posibilitatea de a ieși. Dacă nu sunteți ocupat cu altceva? Dacă nu sunt ocupat eu cu altceva, e colegul meu liber și sprijină el în această idee. Nu s-a plâns nimeni că i-am obturat vizibilitatea și așa mai departe. Dar dacă sunteți în misiune de serviciu, nu trebuie să porniți girofar? Nu, pentru că am încurcat și am face cetățenii să cadă altceva, că avem urgență aici. Noi putem să folosim luminile de serviciu și sistemul de iluminat în condiții speciale. Nu oricând dorim noi. Când aveți o sarcină de serviciu și când sunteți obligați să staționați în loc neautorizat. Acum staționați ilegal, ar trebui să aveți girofarul pornit ca să avertizați oamenii că e o mașină de poliție în misiune. Altfel, oamenii nici nu pot să... Luminile de pe spate sunt pornite. Dacă am pornit acum luminile auto speciale, mai mult am deranjat participanții la trafic. Înțelegeți? Așa creați situații de accident. Așa, e pericol public, în trafic. Cred că v-am lămurit, da? E părerea dumneavoastră, eu nu sunt de acord cu ea. Da? Ok, o seară bună, atunci că nu putem să stăm toată seara aici cu dumneavoastră, da? Nici nu v-am obligat, eu doar observ. La revedere! La revedere! Și-a plecat de loc fără centură amândoi. Centurile! Și fă semn stânga că ieși din locul de staționare. Vai de steaua mea ce șofer cu epoleți. Deci, mi-au stricat puțin scenariu, dar au făcut exact cum am zis eu, a?